Tot mai mulți giurgiuveni văd în postul local TV Giurgiu o șansă în rezolvarea problemelor pe care le au. Fie că aleg să sune la redacție, fie că trimit o scrisoare pe adresa televiziunii, oamenii se folosesc de orice mijloc pentru a ne aduce în atenție eventualele probleme cu care se confruntă periodic. După ce ușile unde au apelat li s-au închis, ultima speranță a lor a rămas sprijinul și ajutorul oferit de reporterii postului nostru. În urmă cu 2 zile, pe adresa redacției am primit o scrisoare anonimă de la un grup de cetățeni care au concesionate locuri de veci în cimitirul Smârda. Oamenii spun că și-ar dori repararea gardului care înconjoară cimitirul pentru a nu mai găsi dimineața mormintele deteriorate, accesul în cimitir să fie pe bază de cartelă. De asemenea, oamenii doresc ca municipalitatea să construiască un atelier de pompe funebre pentru că cei deja existenți pe piață nu efectuează lucrări de calitate. Cei care au în subordine cele 3 cimitire din oraș spun că au cunoștință de cele relatate de giurgiuveni. Toate problemele se vor rezolva însă anul viitor, când vor demara lucrările de reabilitare a cimitirului. În prezent, singurul cimitir modernizat în totalitate este Sfântul Haralambie. Am luat și noi cunoștință de scrisoarea respectivă de la cetățeni respectiv și pot să vă spun că în anul 2013 cimitirul Haralambie, după cum probabil ați văzut și dumneavoastră, deci a fost total, clădirea administrativă a fost total reamenajată, refăcută, da, a fost dotat cu cabane pentru posturile de pază, cu toalete ecologice, da? Restaurate picturile de la clopotniță, da? Și în anul 2014 avem un program reamenajare, refacerea și cimitirului Smârda, care acolo sunt probleme mai mari, am luat cunoștință de ele și noi ne propunem să le realizăm, atât la Smârda cât și la Sfântul Gheorghe. Potrivit directorului Dan Stoica, din primăvara anului viitor, atât cimitirul Smârda cât și Sfântul Gheorghe vor intra într-un proces de modernizare care va cuprinde restaurarea picturilor clopotnițelor, înlocuirea gardurilor rupte, securizarea intrărilor și oferirea de servicii funerare. De astfel de servicii pot beneficia în prezent doar giurgiuvenii care au concesionate locuri de veci în cimitirul Sfântul Haralambie.